La momentul cutremurului din 4 martie 1977, în România erau puține stații seismice. 10 seismometri erau ale CFPS, Centrul pentru Fizica Pământului și Seismologie, transformat ulterior în INFP, și 11 accelerometri erau ale Institutului INCERC, actualul Urban INCERC. Unele instalate în câmp liber, altele în clădiri. Pe 4 martie 77, un singur accelerometru instalat la București, în București la stația INCERC, a înregistrat complet cutremurul pe cele trei componente, verticală și orizontală, nord-sud și est-vest. Această înregistrare rămâne până în prezent singura înregistrare a unui cutremur puternic din zona Vrancea, cutremur cu adevărat destructiv. Cel din 1940, de asemenea, nu a putut fi înregistrat cu echipamentele de la momentul respectiv și nici în 1977 alte stații nu au putut oferi o înregistrare completă, ci doar începuturi ale acestui cutremur. De asemenea, au fost și două înregistrări parțiale, una dintre ele la etajul nou al unei clădiri din București și alta la stația Vrâncea, doar cu ceva probleme. Chiar și așa, înregistrarea de la Urban INCERC a contribuit major la revizuirea codurilor de proiectare seismică și a contribuit parțial la explicarea efectelor severe ale cutremurilor din Vrancea asupra clădirilor, în special vechi și de înălțime mare și medie, din București. Cutremurile din 1986 și 1990 au fost mult mai bine înregistrate, dar ele au avut magnitudini ceva mai mici decât cel din 1977, respectiv 7,1 și 6,9 moment magnitudine. Haideți acum să vedem situația în prezent. Monitorizarea seismicității teritoriului României este unul din obiectivele importante ale INCDFP. Având ca scop principal detectarea și localizarea în cel mai scurt timp a tuturor evenimentelor seismice produse pe teritoriul României. În cazul cutremurelor puternice, aceste informații sunt transmise rapid pentru informarea autorităților, inspectoratelor pentru situații de urgență, mass media și către public. În ultimii 15 ani, RSN a cunoscut o dezvoltare puternică, astfel încât în prezent, România are una dintre cele mai mari și moderne rețele seismice din Europa. Stațiile seismice permanente, în timp real, constituie rețeaua națională, asigură o acoperire foarte bună pentru întreg teritoriul țării. Configurația actuală a RSN, în timp real, constă din peste 150 de stații pentru mișcări puternice, echipate în paralel cu senzori de viteză de scurtă perioadă și senzori de viteză de bandă largă. Totodată avem și două rețele seismice de tip array în Bucovina și Ploștina. Datele de la toate aceste stații sunt transmise în timp real către Centrul Național de Date din Măgurele, folosind mai multe sisteme de comunicare, cum ar fi conexiuni la internet, linii GPRS, linii dedicate prin satelit, linii dedicate furnizate de către Serviciul Român de Telecomunicații Speciale. Datele înregistrate de către RSN sunt transmise către sediul INCDFP, sunt prelucrate și analizate 24 de ore, 7 zile pe săptămână de către seismologul de serviciu. Cutremurile înregistrate pe teritoriul României sunt catalogate și publicate pe pagina de internet a INCDFP. Informația prezentată se referă la data și timpul de producere a cutremurului, localizare, cum ar fi latitudine, longitudine, adâncime și magnitudinea acestuia. De asemenea, datele înregistrate contribuie și la realizarea buletinelor seismice internaționale. Ca și program de analiză, Institutul Național de Fizică a Pământului folosește programul Antelope. Acesta este un sistem care integrează o colecție de programe și module care sunt rulate într-o ordine prestabilită pentru a putea asigura achiziția de date, detectarea automată a evenimentelor, asocierea fazelor, citirea timpilor de sosire și localizarea manuală și automată a evenimentului. Totodată, calculul magnitudinii cutremurului afișează graficele formelor de undă și generează rapid rapoartele după producerea și localizarea unui eveniment local, regional sau depărtat. În cazul în care avem evenimente cu magnitudinea locală mai mare de 3, RSN transmite date către ShakeMap, iar apoi către SEISDARO. Începând cu anul 2008, la INCDFP rulează în paralel cu Antelope un alt sistem automat numit SEISCOM 3. Acesta realizează achiziția de date, controlul calității datelor,
procesarea și schimbul de date în timp real, monitorizarea stării de funcționare a rețelei, detectarea și localizarea automată și interactivă a evenimentelor, arhivarea și distribuirea formelor de undă. Seiscom 3 furnizează un protocol de transmitere a datelor SIDLINK, care este un protocol utilizat la nivel mondial ca standard. Bună ziua! Mă numesc Claudiu Sorin Dragomir și în cele ce urmează vom face o scurtă vizită prin centrul de date al Rețelei Naționale Seismice pentru Construcții, o facilitate de cercetare specializată din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare și Protecție Seismică a Patrimoniului Construit a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în construcții, urbanism și dezvoltare teritorială durabilă. În cadrul acestei rețele seismice sunt instalate un număr de 64 de aparate, stații seismice, distribuite pe întreg teritoriul conform a ceea ce puteți observa în această imagine pe harta afișată aici. Transmisia de date este asigurată prin intermediul sistemului de transmisie în timp real al Serviciului de Telecomunicații Speciale și puteți observa pe aceste monitoare undele seismice care sosesc în centrul de date, sunt stocate și prelucrate pe aceste servere ale rețelei. Iar pe monitorul din partea dreaptă se pot observa înregistrările în timp real de la una din stațiile seismice instalată într-o clădire monitorizată permanent din București. Este vorba de fostul sediu al Primăriei Generale a Capitalei pe durata lucrărilor de consolidare a acesteia. În cadrul rețelei sunt echipamente achiziționate de la două mari companii, Kinemetrix și Geosig. Așa cum puteți observa și pe această imagine, sunt 43 de stații conectate online, iar din cele 64 de stații seismice, 14 sunt în București, respectiv 50 în țară, iar 38 de stații în condiții de free field sunt instalate, iar diferența 26 de stații pe acele clădiri monitorizate seismic. Harta și distribuția, mai bine spus, a echipamentelor este în concordanță cu seismicitatea României, așa cum se poate vedea în partea stângă a acestui slide, și respectiv cu harta accelerațiilor de vârf, de zonare în termen de accelerații de vârf a terenului din codul P101/2013. În cadrul centrului de date avem și aceste echipamente utilizate pentru instrumentare temporară a clădirilor pentru determinarea de caracteristici dinamice ale acestora și aceste echipamente pot înregistra la sute de kilometri, așa cum este afișat și aici, prin această amprentă seismică, printr-o apăsare mai puternică pe podea, pe acest monitor se pot observa acele amplificări ale accelerațiilor, fapt care demonstrează sensibilitatea ridicată a acestor echipamente. Mai mult de atât, în cadrul centrului de date am dezvoltat un proiect pilot. Este vorba aici de dezvoltarea la un alt nivel al monitorizării seismice și avem în studiu clădirea
din balta albă cu regim de înălțime subsol, parter și 10 etaje, monitorizată dinainte de 1977. Deci avem un istoric, să spunem așa, al evoluției parametrilor dinamici pentru această clădire și putem spune că vom extinde acest concept, acest sistem și la celelalte clădiri pe care le avem instrumentate pe teritoriul României. Acest sistem este bazat pe algoritmi avansați de detecție a avariilor structurale din cutremure puternice. Pe lângă cutremure, la INCDFP se monitorizează exploziile, precum cele nucleare sau chimice, detonările în mine și cariere sau exploziile meteoriților în atmosferă. Cu ajutorul stațiilor seismice și infrasonice incluse în rețeaua seismică națională. Exploziile nucleare sunt monitorizate la INCDFP prin intermediul Centrului Național de Date, care a fost înființat pentru asigurarea participării tehnice a României la sistemul global de verificare prin mijloace seismologice a respectării tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare. Cele 6 teste nucleare subterane efectuate până în prezent de Coreea de Nord în ultimii 15 ani au fost înregistrate de către stațiile rețelei seismice naționale. Un alt tip de explozii monitorizate la INCDFP sunt exploziile accidentale, care se produc în cadrul unor obiective industriale, precum rafinării sau uzine chimice, sau în cadrul unor obiective militare, respectiv depozite de muniție. Acestea sunt detectate frecvent la INCDFP cu ajutorul stațiilor de monitorizare a infrasunetelor. Pe lângă seismicitatea naturală, România este afectată și de surse antropice, reprezentate prin exploziile controlate de derocare efectuate frecvent în carierele și minele din diferite regiuni. Dezvoltarea rapidă a rețelei seismice naționale din ultimii 15 ani a dus la îmbunătățirea considerabilă a acoperirii teritoriului național cu stații seismice și, prin urmare, la creșterea numărului de evenimente seismice de magnitudine mică localizată, așa cum sunt aceste detonări controlate. Prin urmare, cele două tipuri de surse seismice localizate pe teritoriul național, naturale și antropice, se regăsesc împreună în catalogul ROM+, astfel încât această contaminare cu evenimente artificiale induce erori în estimarea seismicității reale a regiunii. Apare deci necesară discriminarea evenimentelor seismice explozive de cele tectonice. Pe lângă metodele clasice de discriminare, la INCDFP se utilizează tehnologii moderne de monitorizare a infrasunetelor cu scopul recunoașterii evenimentelor de tip exploziv și investigarea semnalelor infrasonice în asociere cu detecțiile stațiilor seismice, în vederea identificării exploziilor de carieră și mine din catalogul ROM+. Pe lângă monitorizarea exploziilor provocate de activitatea umană, sursele antropogene, stațiile infrasonice ale INCDFP detectează în mod curent semnale generate de surse naturale, cum ar fi meteoriții care explodează în atmosferă, denumiți și bolizi. Aceste date de observație sunt valoroase pentru monitorizarea impactului pe care l-au exploziile meteoriților asupra atmosferei și asupra Pământului, în cazul coliziunii cu acesta, putând da informații atât asupra locului și orei exploziei, cât și asupra puterii acesteia.